Bună ziua de aici din bucătărie. Este miercuri și este o zi veritabilă de toamnă. E gri, plouă, e răcoare. Am dat o fugă până la Lidl, chiar dacă plouă. Mi-am luat pelerina de la Rainkiss cu mine și am dus să iau câteva ingrediente și să mă pun să și fac ceva de mâncare, așa că înainte de asta o să fac așa un haul Lidl, un haul alimentar n-am mai făcut de mult și dacă tot m-am întors cu două sacoși și am plecat cu una, m-am întors cu două, zic să și filmez în timp ce scot tot ce am luat. În primul rând, i-am luat lui Andrei o baghetă din asta. Am luat un busuioc din asta. Am luat scoici din astea în sos de roșii și inițial am zis că mănânc o salată de ton de la Rio Mare, dar când am văzut asta am zis că nu fac asta. Mi-am luat un organizator din ăsta de rujuri și mă gândesc să pun 9 rujuri pe care le folosesc cel mai des să le am la îndemână. Am luat niște banane. Am luat o baghetă din asta cu unci usturoi. Cred că o să meargă bine cu astea. Am luat niște bureți din ăștia de sârmă, pentru că mi se pare că mereu rămâne ceva pe oală și pe tigăi și se curăță mai greu. Am luat ceapă. Am luat niște cereale din astea mici, 8 monoporții. Aici am luat de la Berliner Donuts 2 gogoși. Și aici este cealaltă sacoșă. Am luat mozzarella din asta. Jeleuri din astea super bune. Am luat pentru Andrei niște creveți din ăștia. Am luat 2 pungi. Am luat pizzinis din astea. Sunt chiar bune. Am luat lui Andrei tapas de chorizo. Am luat un sos din ăsta, că poate mâine o să-mi fac niște paste. Am luat un lapte. Lapte din ăsta din camara noastră, care este făcut de artezana. Am luat niște saci de gunoi, cașcaval din ăsta, napolitana lica, rozmarin. Am luat și un plic de cimbru și cred că l-am uitat în coș sau l-am uitat undeva, nu știu ce s-a întâmplat, pentru că nu-l văd pe aici și nici la casă nu l-am văzut. Și am luat și niște usturoi. Am luat usturoi și ceapă, pentru că am multe roșii în frigider și vreau să-mi fac o supă cremă de roșii, dar cel mai probabil mâine sau poimine, în funcție de ce o să-mi pregătesc mâine. Astăzi este cer că îmi fac astea. Zice să le bag la microunde, dar o să le bag la tigaie. Sper să fie bune. Și Andrei o să-i fac niște creveți cu cartofi dulci, pe care o să-i pregătesc la OptiGrill. Și o să mă duc să intru acolo să fac ordine, să eliberez platul ca să pot să mă apuc de gătit. Am și mâncat, a fost excelent, trebuie să mă pun imediat să fac curat prin bucătărie, să spăl vasele. Și între timp a ajuns acum și comanda pe care am pus-o pe Zoo Plus. Și am luat așa, am luat pentru ginger, mâncare din asta de dietă pentru rinichi. Și astea sunt niște mâncărul pe care le-am luat pentru pisicile de afară. Inclusiv Sanabel, pentru că mi s-a părut că
Are un preț bun și am luat pentru pisice din casă un burger din ăsta cu pene. Ia vezi. Să mă pun să desfac sacul ăsta, să-l pun în borcan, stați să vă arăt ce frumos am organizat mâncarea pisicilor. Am luat niște recipiente din astea de la Pepco și am etichetat fiecare recipient. Aici este mâncarea lui Isis pentru ficat, aici este hair and skin, aici vine mâncarea pentru ginger, pun și o etichetă și mi se pare că arată super drăguț așa organizate și nu mai stau de fiecare dată să iau din sac. Da, mama, nu-i pentru tine, că voi mai aveți mâncare. Hai să ne jucăm cu asta. Se, hai să vezi. Mojo, Mojo, Chonky. Uite, uite ce v-am luat. Hai de ginger, ia vezi ce e acolo. Chupacabra, ce faci? Ce mănânci? Mojo! Pentru tine, mama. Etichetele astea le luam de pe Shein. E un set cu vreo, nu știu câte etichete. Și am luat și marker din ăsta alb. Mi se pare că arată super drăguț. E timpul să fac ceva cu roșiile astea, așa că o să-mi fac o supă cremă de roșii, cum spuneam și ieri, adică un pic mai devreme. Am pregătit aici roșiile. Urmează să le tai în jumătăți. Ulei de măsline, cimbrișor, usturoi granulat, sare mix din ăsta și un usturoi. Le bag la cuptor vreo 40 minute, după care cred că e gata să devină o supă cremă delicioasă. Cred că era bine să fi lăsat partea asta, dar nu știu ce a fost în papă. Pentru că usturoiul ăsta se bagă în staniol și la final se zdrobește așa. Da, cred că pot să fac și asta. Cam așa arată, am pus totul în vasul ăsta și o să bag la cuptor, după care o să scot tot ce e aici, pun în blender, iau și usturoiul ăsta care o să se coacă în folia asta de aluminiu și o să am o masă delicioasă, sper. Mai Mojo! Ai crescut și acum poți să te cațăr peste tot, unde nu ai voie. Thank you.
Gata, supa cremă de roșii, sper să fie bună. M-am uitat un pic așa fugitiv pe TikTok și la alte rețete și sunt câteva rețete în care se folosește și smântână lichidă. Nu am smântână lichidă și o să o mănânc așa raw. Este a doua oară când fac supă cremă de roșii și la fel am făcut-o și pe cea de data trecută și a fost super bună. N-am folosit nici atunci smântână, dar data viitoare o să mă asigur să am și niște smântână lichidă să pun. Mă gândesc că îi schimbă puțin gustul și oferă o consistență așa mai cremoasă cu smântâna lichidă. Cam așa arată, cred că mergea pasată un pic mai mult, dar am gustat și e bună. Deci dacă aveam niște smântână în aia, cred că obțineam o consistență, o idee mai densă. Dar pun mozzarella și gata prânzul. Bună ziua, ești din bucătărie din nou. Imaginea pe care le-ați văzut mai devreme a fost de sâmbătă de la Sinaia. Am dat o fugă vineri seară și am stat o noapte acolo într-o vilă, de fapt într-un apartament superb dintr-o vilă și ați văzut imaginile. A fost ziua unei prietene și eu am închiriat apartamentul respectiv. Ne-am dus la Sinaia și am luat camera cu mine, dar nu am stat să filmez cine știe ce în afară de apartamentul respectiv. Și mari activități nu am făcut. Prietenii noștri s-au dus a doua zi, adică ieri, sâmbătă, să facă și un traseu. Noi ne-am întors în București, în primul rând, pentru că nici nu avem echipament, nici nu suntem neapărat adepții mersului în drumeții, pe trasee și avem și ceva treabă în București. Iar acum sunt din nou în bucătărie, în bucătăria care este plină de chestii pe lângă pisici. Am fost astăzi și până la Băneasa să cumpăr câte una alta și m-am întors acasă și cu o plantă nouă care momentan stă acolo pe blat. Urmează să o pun într-un alt ghiveci și să mă pun să fac ordine pe aici prin bucătărie, iar un pic mai târziu o să mă duc până la Joy să-i duc mâncare și nisip. Și am zis că dacă tot mă apuc pe aici să fac ordine, să deschid puțin camera. Și asta este planta pe care am luat-o. Ce am observat în momentul în care am dat să plătesc e că acest ghiveci este spart. Aici este un pic crăpat și aici este așa, pe jumătate crăpat și îi spusesem doamnei de acolo de la florărie că e spart ghiveciu și am zis că o să iau altă plantă și a zis că doar ăsta are ghiveciu inclus în preț. Și mă rog, am lăsat-o așa, pentru că oricum o să pun planta asta în alt suport.
Dar așa, ca idee, nu cred că era greu să îmi aleg altă plantă cu un ghiveci nespart, neciobit. Dar planta este superbă. Nu țin minte să fi avut. Cred că se numește Pink Flamingo. Și nici nu știu încă unde o să o pun. Cel mai probabil o să o las momentan în bucătărie. O să o pun în suportul ăsta. Iar planta asta o să o mut într-un alt ghiveci, mă gândesc. Mojo. Iar aici am fost ieri când ne-am întors de la Sinaia, am intrat până la Fresnap să mai iau nisip și să iau și pentru Joy și am mai luat o gogoșică din asta. Am luat și o litieră mai mare, mai înaltă, astfel încât să nu mai împrăștie mojo nisipul efectiv în toată baia. Știți că acum câteva săptămâni am fost la Animax și am luat o litieră, dar tot împrăștea nisipul peste tot. Și am intrat și până la Teddy, de unde am luat suportul ăsta cu mai multe compartimente pentru rujuri. Și dovița asta, așa. Să văd la ce o să o folosesc. Iar litiera este asta. Sunt câteva bobițe din astea de nisip, dar oricum e mai bine față de cum era înainte, când aveam impresia că ajung pe o plajă. Are și aici sită din asta, este înaltă și mai avem pe asta. Ambele sunt de la Fresnap, asta cred că e 79 de lei, eu am de câteva luni și îmi place și materialul. Și asta este tot de la Fresnap și au fost 110 lei. Și ce să vă mai arăt eu aici, oare? Aici sunt cumpărăturile de la mall. O să intru rapid și în astea. Și aici sunt siropuri pe care mi le-am comandat de pe Fine Store și au ajuns surprinzător de repede. Mă așteptam să ajungă luni, pentru că am plasat comanda joi după masă. Și vineri ori și a ajuns. Și mi-am luat un sirop cu castane, unul cu ciocolată, creme brulee, pumpkin spice și preferatul meu cu lavandă. Sunt siropuri pe care le folosesc la cafea. Am rămas de ceva timp fără și am încercat să beau cafeaua așa, fără sirop, fără îndulcitor, fără zahăr, dar cumva m-am obișnuit cu siropurile astea și am zis, hai să le comand. Și ce voiam să vă mai arăt sunt acești Adidas de la Vibram, Five Fingers, pe care și eu au cumpărat Andrei, cred că anul trecut, și o la special pentru sală. Și la ce preț au, te aștept să țină mult și bine, dar s-a întâmplat asta și în cele din urmă și-o luat Andrei niște Adidas normal, drăguți de la Nike. Trebuie să văd unde și eu pus. Cred că și eu pus chiar în geanta de sală. Mergem imediat să vi arăt. Dar oricum, ăștia mi se pare că nu or ținut cine știe cât și au fost folosiți doar la sală și nu vă gândiți că au făcut cine știe ce exerciții care să ducă la treaba asta. Uite, aici sunt Adidas-ii pe care și eu luat acum pentru sală. Arată super drăguți. Și măcar ăștia știi că te țin o veșnicie. Și acum, rapid, să intru și în cumpărăturile de la mall. M-am oprit și la Iz de Poveste și mi-am luat cutia asta care are mai multe arome, sunt izuri de topit. Uite așa arată. Sunt 5 din astea de se topesc în suportul ăla de aromaterapie de topiceara. Am luat o lumânare care miroase a cireșe.
Și motivul pentru care m-am oprit la iz de poveste a fost lumânarea asta, pentru că atunci când am fost la Sinaia, i-am oferit prietenii noastre o lumânare din asta și un tricou de la Belong to Art și unul dintre prietenii noștri a fost super încântat de lumânarea asta și a zis ok, hai să mergem să îi luăm și lui una. Și miroase așa gurmandie cu pano șocola, un cafea și caramel și e așa dulceagă. Și aici am o geacă super drăguță de la Nike. Și pe asta cel mai bine o iau pe mine ca să o vedeți. De cam așa arată. Este un bomber jacket în două piese așa, dar mi se pare că da, sunt cusute între ele. Și așa arată. Îmi place foarte mult cum vine, cum arată. Îmi place foarte mult și materialul și mi se pare potrivit așa de sezonul mai rece, de toamnă, primăvară, cam așa. Și am venit și la oglindă ca să se vadă poate un pic mai bine. Sunt practic două geci din astea așa, cusute între ele, cusute una de cealaltă. Și mi se pare că e așa o geacă mai specială și drăguță. Așa, am intrat și la Popsentrum. Să iau o aromă din asta de cameră și mă rugase Mafalda să îi ia una. Asta după ce în urmă cu o lună, cam așa, i-am povestit despre aroma asta de cameră. Am fost la Obsentum și-o lua și ea una și acum mi-a zis să îi mai iau una, pentru că miroase super bine, iar varianta asta de 500 de mililitri pe noi cel puțin ne ține un an și miroase intens și foarte frumos. Aici în bucătărie o am pe asta de vreo 2 sau 3 luni deja. Și un alt motiv pentru care am vrut să ajung în Băneasa e că acolo este Dior Boutique. Și a apărut un stick, un contur și am zis că sigur îl găsesc acolo și am avut noroc să găsesc. Nu poți să faci nimic în casa asta fără să se bage pisicile în ceva. Rezolv problema să scot punga din pungă și revin imediat. Am primit acest pouch cadou. Acest set cu niște mici produse eșantioane de la Miss Dior. Niște eșantioane de rujuri. Două creme. Un mini parfum din asta. Astea au fost cadouri. Plus două eșantioane. Și am luat așa. Am luat odată anticearcănul Forever Skin Correct și nuanța pe care mi-am luat-o este 05 Neutral. De-abia aștept să-l folosesc. Mi-am luat rimelul ăsta Dior Show Iconic Overcurl. Nu l-am avut până acum și citisem review-uri bune și l-am văzut în acțiune și la Andrea Lee și spunea că se îndepărtează mai ușor de pe gene, comparativ cu YSL Lash Clash, de care și ea spunea că se îndepărtează foarte, foarte greu de pe gene. Am luat conturul, nuanța 01 Light, sunt 4 nuanțe parcă, și nuanța 01 Light arată așa. Și ce am mai luat este un gel de sprâncene, un gel de sprâncene colorat în nuanța 032 Dark Brown.
Cam astea sunt cumpărăturile de astăzi. Iar acum că v-am arătat toate astea și le-am împrăștiat peste tot, e timpul să mă pun să fac și ordine, să pregătesc și lucrurile astea de dus la reciclat. Hainele și încălțămintea pentru a fi reciclate le duc la containerul de la Kaufland și pe lângă Adidas și ăștia o să mă mai puțin prin dulap cam niște tricouri și pijamale care s-au făcut oribil și o să fac și un drum până la Kaufland, ori azi, ori mâine, zilele astea, cândva. Mojo! Hai să vedem. Și tu. Hai, mergem la doctorelu. Bună ziua de aici, din bucătărie. E miercuri și ultimul cadru pe care l-am filmat a fost de luni, când m-am dus cu Seth și cu Mojo la veterinar și vlogul ar fi trebuit să se fi încheiat de atunci, să-l fi postat, dar nu am fost în stare. Am fost luni cu Seth și cu Mojo la veterinar pentru că descoperisem o gâlmă la Mojo și m-am panicat puțin și era și timpul pentru vaccinul anual a lui Seth și a lui Isis. Așa că l-am luat și pe Seth atunci la veterinar să îi facă vaccinul și pentru că nu a fost atât de irascibil la veterinar, am cerut să îi facă și analizele de sânge și se pare că din 5 pisici, 3 sunt cam bolnave, trebuie să ia tratament. Aparent Seth este gras, are lipidoză hepatică, am înțeles că nu-i circulă sângele foarte bine și trebuie să îl slăbesc de urgență ca să nu dea în altele, să nu dea în insuficiență hepatică. Drept urmare, am luat și un sac din ăsta de Virbac, am revenit la dieta asta de la Virbac care este pentru pisicile supraponderale și am luat un sac din ăsta pentru că am mai folosit și am văzut rezultate în cazul lui Ginger și lui Neftis, iar acum am luat și pentru Seth. Îl pun și pe Ginger pe dieta asta și o pun și pe Neftis. Cu Neftis nu am apucat să ajung la veterinar nici pentru vaccin, nu putem să-i tăiem nici gheruțele. De analize nici nu poate fi vorba, dar și ea este cam rotunjoară și o să îi pun și pe ei din nou la slăbit. Iar în cazul lui Seth, în afara faptului că trebuie să îl slăbesc de urgență, trebuie să îi dau și 4 pastile pe zi și un sirop timp de o lună, după care să repetăm analizele. Îmi este destul de dificil să-i dau pastile lui Seth pentru că el nu mănâncă nici ciuru, nu mănâncă nici trituri ca să pot să îi combin cumva pastilele în chestiile astea să îl păcălesc cumva și de ieri am început tratamentul și m-am și mușcat de dimineață, m-am luptat cu el să ia pastilele și e un pic dificil din punctul ăsta de vedere. Iar ce are Mojo acolo cu gâlma aia este o reacție la vaccin. Nici nu știam că se pot forma gâlme din alea și trebuie să îl masez. Am zis că o să treacă, dar nu e nimic îngrijorător, dar o să treacă un pic mai greu. Trebuie să îl masez ca să îl ajut să se dizolve cumva chestia aia. Și luni a fost o zi tragică, pentru că am primit un mesaj în timp ce mă aflam la cabinet. Îmi scrisese o vecină să mă anunțe că Ari a murit și în momentul ăla mi s-a tăiat filmul. Pur și simplu, nici acum nu pot să accept, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce și cum s-a întâmplat în condiții în care Ari avea 4 ani și era obișnuită să stea pe aici și pur și simplu credeam că e
invincibilă. Am avut la un moment dat intenția să îi caut adopție, am dus-o în foster și dacă mă urmăriți pe stories pe Instagram sau îmi urmăriți vlogurile de mai mult timp, probabil că știți și povestea. Am dus-o în foster ca să se obișnuiască cu statul în casă, să se obișnuiască cu oamenii, dar 3 săptămâni mai mult s-o chinuit și fosterul a încercat să o socializeze, să se liniștească, dar din păcate pur și simplu nu s-o adaptat în casă, făcea foarte urât, hiperventila, era super mega stresată, miorlăia foarte tare, se dădea efectiv cu capul de ușă și de geamuri, sărea să încerce să se elibereze de acolo și, deși fosterul a încercat și a avut răbdare, a încercat să o socializeze, pur și simplu nu s-a putut și am zis că decât să fie în starea asta mereu, mai bine o iau de acolo și am adus-o înapoi acasă, afară, unde era obișnuită și unde era cea mai fericită și am avut grijă de ea ca până atunci. Și am zis că dacă nu e pisică de casă care să stea în casă, mai bine rămâne aici în zonă unde e obișnuită, unde are și alte pisici cu care se înțelegea și era în habitatul ei. Și uite că, deși se ferea și deși era obișnuită să stea pe aici, s-a întâmplat nenorocirea, cred că duminică noapte. Duminică seara era bine, o veni cu mine, am făcut turul hrănirii pisicilor. Era genul de pisică care venea de fiecare dată când o strigam, venea după mine, se împingea în mine să o mângâi și venea cu mine să hrănesc pisicile. Iar în momentul în care îmi scrisese vecina mea luni să mă anunțe, pur și simplu mi s-a rupt filmul, cred că m-am albit la față, am intrat așa într-o stare de șoc, am venit acasă, i-am predat pe Mojo și pe Set lui Andrei și m-am dus să o iau pe Ari. Nu știu exact ce s-a întâmplat, am încercat să aflu, să mă uit pe camere, deși nu ar schimba absolut cu nimic toată povestea asta. Dar se pare că fix camera care bate înspre acolo e defectă din weekend și nu știu exact, pur și simplu nu pot să-mi imaginez pentru că era, nici nu știu cine a luat-o și cine a pus-o acolo, în grădinița de la ieșirea din parcarea subterană de la Demisol. Nu-mi dau seama dacă s-a întâmplat pe stradă, deși și străduța asta e destul de îngustă. E o zonă de case, este o străduță îngustă și înghesuită cu mașini care sunt parcate și cu toate astea mai sunt unii șoferi care au impresia că sunt la raliu pe stradă. Asta nu știu dacă s-a întâmplat pe stradă, deși nu-mi explic ce ar fi căutat Ari în fața blocului în condiții în care stătea în spatele blocului unde e mai ferit. Sau s-a întâmplat în parcarea de la bloc, da, nici asta nu pot să-mi explic în condiții în care sunt porțiuni de 500-700 de metri cu ce viteze să și mergi pe acolo. Și cineva a pus-o în grădinița de la ieșirea din parcare. Am luat-o, am dus-o la veterinar pentru incinerare și mi-este tare greu. Am plâns luni toată ziua, am plâns și ieri. Pur și simplu nu pot să accept că nu mai e. Nu pot să-mi explic cum s-a întâmplat și de ce. Pur și simplu nu înțeleg și mi-e greu. Credeam că e invincibilă, dar se pare că noaptea de duminică i-a fost fatală. A fost lovită de mașină, avea coloana ruptă în două. Sper doar că nu s-a chinuit, sper că nu a agonizat.
Și a avut un sfârșit rapid și trist. Sunt conștientă de faptul că afară clar sunt pericole. Sunt conștientă că nu pot să salvez toate pisicile. Sunt conștientă că nu toate pisicile se pot adapta în casă sau pot fi adoptate. Și cu toate astea, mi este foarte greu să accept și să înțeleg. Iar în ceea ce privește adopția la curte, mi se pare că oricum sunt aceleași riscuri, aceleași pericole, și în momentul în care iei o pisică din teritoriul ei, unde este obișnuită, din habitatul ei, și o muți în alt loc, fie că, nu știu, o duci în alt cartier sau o duci într-o curte, nu o să se obișnuiască. O să se adapteze foarte greu și sunt șanse foarte mari să dispară de acolo. În fine, ar fi multe de discutat pe tema asta, dar vreau să fac încheierea vlogului. Vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici și că m-ați ascultat. Sper că v-a plăcut vlogul și că v-ați relaxat până în punctul ăsta. Vă mulțumesc pentru prezență și ne vedem în curând cu următorul Igus Diary.